Care este diferența între venitul activ, venitul pasiv și averea pasivă? În videoul de astăzi vom vedea cum poți să obții veniturile pasive pe care cu toții ne le dorim și cum vei ajunge în independență financiară în funcție de nevoile tale, astfel încât să-ți eliberezi cel mai de preț lucru în acest moment și anume timpul tău să poți să faci ce vrei, când vrei și cu cine vrei. Și mai mult decât atât, dacă cumperi un apartament cu credit și îl închiriez, acest venit pe care îl obțin în fiecare lună este venit pasiv? Te salut, Cristian Treboi, eu sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi aș vrea să dezbatem aceste trei puncte pentru că sunt importante când vine vorba despre investiții și când vine vorba despre creșterea averii. Dar haide mai întâi să vedem ce înseamnă fiecare noțiune în parte astfel încât să fim cu toții pe aceeași pagină. Venitul activ, ce înseamnă? Ei bine, venitul activ sunt banii pe care eu îi primesc periodic și dau la schimb minim 8 ore pe zi de muncă. Dau la schimb muncă, abilități, cunoștințe, lucrurile pe care eu știu să le fac, primesc la schimb bani. De obicei salariu, dacă am o firmă a mea, eu muncesc pentru firma mea, firma mea ar trebui să mă plătească la schimb. Observ foarte des că sunt oameni care spun Cristi, o să-mi fac firma mea pentru că vreau să muncesc mai puțin, să fiu independent Stai liniștit că dacă ai firma ta nu muncești mai puțin, muncești mult, mult mai mult. Majoritatea prietenilor mei care și-au vândut companiile pe milioane de euro muncesc câte 12, 13, 15 ore pe zi. Așadar, dacă îți deschizi compania ta, să nu te gândești că o să muncești mai puțin pentru că nu este adevărat sub nicio formă. Venitul pasiv sunt bani pe care eu îi primesc periodic și dau la schimb maxim o oră de muncă pe zi. Deci, dacă eu muncesc mai puțin de o oră pe zi și primesc bani în schimbul acestei munci, acești bani se cheamă venit pasiv. Noi, în realitate, ne dorim să avem acest venit pasiv. De ce? Pentru că acest venit pasiv ne poate aduce nouă independența financiară. Dar ce este independența financiară? Deoarece, pentru majoritatea, în momentul de față, independența financiară. Înseamnă să aibă milioane de euro, să arunce cu bani în stânga și în dreapta, să-și cumpere Bugatti, Ferrari, să aibă casă la munte și la mare. Nu asta înseamnă independență financiară, departe suntem de această noțiune. Haideți să vedem ce înseamnă și avere pasivă. Avere pasivă sunt bani pe care eu nu îi primesc periodic, ci bani la care aș putea să am acces dacă aleg să vând acele achiziții. Da? Deci, averea pasivă nu îmi produce mie bani la care eu să am acces tangibil. Venitul pasiv, da, la fel ca și venitul activ, îmi produc bani tangibili pe care îi pun mâna. Averea pasivă nu. Averea pasivă se strânge în timp și eu am acces la cei bani doar dacă vând active. Doar că această avere pasivă ne poate duce în punctul în care să fim independenți financiar. Dar ce înseamnă această independență financiară? La ce mă ajută pe mine? Cum pot să ajung la ea? Păi, independența financiară înseamnă acoperirea cheltuielilor lunare din venituri pasive la standardul de viață dorit. Mare atenție. Cheltuielile lunare la standardul de viață dorit. Să nu înseamnă că dacă acum eu stau la o casă normală cu patru camere și am o mașină normală. În momentul în care o să fiu independent financiar, o să stau într-un palat și o să merg cu rolls -Royce. Nu. Nu la asta se referă independența financiară. Independența financiară se referă la momentul în care toate cheltuielile mele din acest moment sunt acoperite de venituri pasive. Dar cum obținem aceste venituri pasive? Ei bine, după cum am spus, sunt două tipuri de venituri marșelate, venituri active și venituri pasive. Ambele tipuri de venituri eu le voi direcționa în două zone, majoritatea într-una singură. Dar hai să presupunem că ne dorim să mergem în două direcții. Prima direcție se cheamă cheltuieli. A doua direcție se cheamă economii. Acum, ce sunt cheltuielile? Păi cheltuielile sunt de două tipuri. Cheltuieli cu nevoi de bază sau de supraviețuire sunt lucruri de care nu pot să trăiesc. Mâncare, energie, acoperiș deasupra capului, lucruri fără de care eu nu pot să trăiesc. Și mai avem și nevoi cu dorințe sau cu plăceri. Sunt lucruri fără de care teoretic aș putea să trăiesc, practic nu vreau pentru că, na, viața este una singură, merităm să ne bucurăm de ea. Ce cheltuieli introducem aici? Păi, ieșit la restaurant, mers în vacanțe. Am avut o clientă la un moment dat care mi-a spus, Cristie, mi-am pus gene false, nu știu unde să le trec, să le trec la nevoi de bază sau la dorințe. Ei bine, acum, nu știu, depinde ce faci cu genele. Fiecare poate să își aleagă unde vrea să treacă cheltuiala, important e să o treacă undeva. Și haideți să presupunem că eu am cheltuieli lunare de 1000 de euro. Da? Deci în fiecare lună cheltuiesc 1000 de euro atât cu nevoi de bază cât și cu dorințe. Și mai rămân economiile. Cu economiile ce fac? Păi și economiile ar trebui investite în ceva. Dar în ce? Investițiile acestea sunt și ele de două tipuri, la fel ca și venitul. Avem venit activ și venit pasiv și investițiile pot să fie active sau pasive. Care este diferența între cele două? E bine, investițiile pasive îmi scot mie bani din buzunar. Și haideți să luăm câteva exemple de investiții pasive. Casa în care locuiesc. Plătesc în fiecare lună utilități, plătesc credit la bancă, plătesc asigurare. Toate lucrurile acestea îmi scot mie bani de buzunar. Asemănător și cu mașină. Hainele pe care mi le cumpăr, vacanțele și așa mai departe, toate aceste lucruri sunt lucruri care mi scot bani din buzunar am avut la un moment dat un prieten care, -a, care și-a cumpărat o mașină, o mașină destul de scumpă și l-am întrebat, zic mă, dar nu puteți să-ți cumperi o mașină mai ieftină și restul banilor să investești? Și el îmi spune, păi nu Cristi, că asta este o investiție pentru mine. Zic, hai lasă-mă, dar este vreo mașină specială, este vreo mașină rară care crește în valoare? Nu, dar am nevoie de ea. Păi atunci ce investiție? Că ți-e -ți scoate bani din buzunar în fiecare zi. Nu este nicio investiție, este o cheltuială, nu te mai păcăli. Da? Mare atenție! Investițiile active sunt investiții care ție îți bagă bani în buzunar. Și casa și mașina poate să reprezinte investiții active care să-ți bage bani din buzunar. Casa poate să fie o investiție activă dacă o închiriezi și în fiecare lună primești chirie. Mașina la fel. Depozitele bancare, acțiunile, aur și alte tipuri de investiții, bitcoin dacă vrei. Și așa mai departe, toate aceste investiții active îți producție mai mulți bani. Și acum, noi am spus că vrem venitul acesta pasiv. Cum putem să obținem noi acest venit pasiv? De unde putem să obținem acest venit pasiv? Păi din investițiile active. Ele sunt cele care ne dau nouă acest venit pasiv. Investițiile active, de unde le obținem? Păi din economii din economii investim în case, mașini pe care le închiriem, depozite, acțiuni, ETF-uri, aur, cripto și așa mai departe. De ce investim în ele? Ca să obținem venitul acesta pasiv. Ce facem cu venitul pasiv? Pe păi îl tratăm ca pe orice altă economie și îl reinvestim la rândul lui. De ce? Ca să producă mai mulți bani. Ăsta este scopul final. Să producă mai mulți bani. Dar cât de mulți bani? Cât de mulți bani am nevoie să producă aceste venituri pasive? Păi, de 1000 de euro pe lună, că asta am spus mai devreme. Că eu am cheltuiel de 1000 de euro pe lună. Și în momentul în care eu am venituri pasive lunare de 1000 de euro pe lună, mă declar independent financiar. Mare atenție, nu sunt în opulență financiară, nu sunt în lux financiar, nu arunc cu bani în stânga și în dreapta, nu mă duc în vacanțe în Bahamas și așa mai departe, ci pot să-mi eliberez timpul. Ăsta este scopul independenței financiare, să eliberăm timpul nu să cheltuim toți banii din lume. Pentru că observ că majoritatea dorește să cheltuiască toți banii din lume. Asta înseamnă independență? Nu. Aia se cheamă lux financiar și nu are legătură cu independență. Se poate ajunge și la lux financiar, la opulență și așa mai departe? Da. Dar nu este scopul videoului de astăzi. Atunci, dacă eu am ajuns în independență financiară pentru că am venituri pasive care îmi acoperă aceste cheltuieli de 1000 de euro pe lună, când ar trebui să mă pornesc, când ar trebui să dau startul și unde ar trebui să dau startul. Păi mai întâi ar trebui să dau startul să învăț. Să învăț ce să învăț. Păi să învăț cum să economisesc și apoi ar trebui să dau startul din nou să învăț cum să investesc. Pentru că aceste investiții, probabil că ai observat, nu se învață neapărat peste noapte. Trebuie să-ți aloci timp și să ai curajul să te apuci de treabă. Doar că dacă nu dai startul acum, e posibil să nu mai dai niciodată. Pentru că știi cum e. E mâine în fiecare zi. Și dacă spui că de mâine, e posibil să nu ne mai apucăm niciodată. E bine, e bine. Am dat startul, am învățat, am economisit, am investit, am obținut 1000 de euro pe lună. Dar cum îmi cresc averea această pasivă? Haideți să vedem cum creștem averea pasivă. Și am un exercițiu pregătit pentru tine. Să zicem că cumpăr un apartament de 80.000 de euro cu credit pe 30 de ani și îl dau închirie. De ce îl dau în chirie? Pentru că vreau acel venit pasiv. Dacă îl dau în chiriu, un apartament care costă 80.000 de euro, m-am uitat, se închiriază cam cu 500 de euro pe lună. Problema este că și rata lunară este undeva pe la 450 de euro pe lună. Asta înseamnă că eu obțin un venit pasiv lunar de 50 de euro, corect? Nu. <laughs> nu obțin un venit pasiv de 50 de euro pe lună pentru că acești 50 de euro pe lună eu trebuie să îi folosesc pentru asigurarea apartamentului, ampadul obligatoriu pe care, pe care trebuie să-l plătesc, asigurare facultativă pe care trebuie să o plătesc, mai trebuie să fac reparații și am nevoie de un fond separat să mă asigur că în momentul în care chiriașul strică ceva prin casă, eu vin și repar aceleși lucruri. Da? Și atunci, acești 50 de euro pe lună, care teoretic ar trebui să fie venit pasiv, nu sunt venit pasiv, ci mai degrabă aș putea să-i folosesc pentru viitoare cheltuieli pentru apartamentul meu. Deci în momentul de față, zero venit pasiv. Doar că mai apare și aprecierea apartamentului, care este undeva pe la 6% pe an. În fiecare an este 6%, nu în fiecare an, dar în medie cam pe la 6%. Asta înseamnă că îmi produce mie 400 de euro pe lună. Am făcut un calcul, 6% pe an din 80.000 și am împărțit la 12, 400 de euro pe lună. Acești 400 de euro pe lună reprezintă avere pasivă. Acești 400 de euro eu nu pot să-i accesez. Nu am acces la acești bani. Acești 400 de euro reprezintă creșterea valorii apartamentului. Eu aș putea să accesez acești bani dacă i vinde. Tocmai din această cauză, chiar dacă averea pasivă crește, independența financiară nu este atinsă. Pentru că apartamentul meu produce lunar în momentul de față bani la care eu am acces, Zero. <laughs> pentru că acei 50 de euro trebuie să-i păstrezi pentru diferite cheltuieli. Și din nou, chiar dacă averea pasivă crește, este cam pe la nivelul inflației. Inflația în medie în România în ultimii 20 de ani este pe la 5,5%. Aprecierea prețului unui apartament pe la 6%. Deci chiar dacă aprecierea apartamentului pare că este semnificativă, ea este la nivelul inflației. Și, în realitate, nu reușește să bat inflația. Sau sunt cam pe acolo. Și, dacă nu reușește să bat inflația, întrebarea ar trebui să fie în felul următor. Unde ar trebui să investesc ca să obțin acest venit pasiv? Care sunt locurile în care ar trebui să investesc pentru acest venit pasiv? Și de când ar trebui să mă aștept să primesc acest venit pasiv? Și hai să și niște concluzii. Venitul pasiv obținut peste noapte este aproape imposibil de obținut. Este aproape imposibil. 100% imposibil? Nu, dar aproape. Adică ai nevoie de ceva cunoștințe și abilități ca să obții din ziua următoare aceste venituri pasive. Se poate ajunge, doar că nu este neapărat la îndemâna oricui. Din ce aș putea să obțin aceste venituri pasive? Păi aș putea să obțin din chirii dacă am toți banii de la început. De ce dacă am toți banii de la început? Pentru că dacă îl cumpăr acest apartament cu un credit, creditul practic este la nivelul chiriei lunare. Și atunci eu nu fac bani. Bine, se apreciază prețul apartamentului, crește în valoare, dar este la nivelul inflației. Practic n-am făcut nicio afacere. Din ce aș mai putea să obțin venituri pasive? Păi, din acțiuni sau ETF-uri prin dividende. Atât acțiunile cât și ETF-urile au posibilitatea să ofere dividende. Aceste dividende nu se dau în fiecare zi, în fiecare lună așa cum ne dorim noi, de obicei se oferă trimestriale sau anuale. Și aceste dividende ar trebui să fie suficient de mari, astfel încât să-mi acopere mie cheltuielile lunare. Tocmai din această cauză nu se va întâmpla de mâine să ajung în independență financiară. Singurul mod prin care aș putea să ajung destul de rapid în independență financiară este să fac trading activ. Doar că tradingul activ nu mai reprezintă un venit pasiv 100%. Dacă fac trading activ, ar trebui să-l tratez ca pe un job. Adică ar trebui să-mi aloc o oră, două ore, trei ore pe zi să fac analizele astfel încât să pot să obțin acei bani pe care mi-i doresc, acea mie de euro care este foarte importantă pentru mine. Și o să mă întreb acum, bine mă Cristi, dar la acțiuni și la ETF-uri crește prețul pe acțiune, crește prețul pe unitatea de fond. Ăla nu-i tot venit pasiv? Păi, această, această apreciere a prețului pe acțiune nu este venit pasiv. Este avere pasivă în realitate care se poate transforma la un moment dat în venit pasiv. Da? Deci aprecierea prețului pe acțiune sau aprecierea în valoare a oricărui activ în această lume, orică este Bitcoin, orică este AUR, orică este ETF, indiferent, petrol, indiferent de ce activ vorbim în lumea aceasta, de fiecare dată când se apreciază prețul pe acest activ, el reprezintă o creștere a averii pasive. Aș putea la un moment dat să transform această avere pasivă în venit, da, dar asta nu înseamnă că este de mâine venit pasiv. Și tocmai din această cauză este nevoie de un plan concret de investiții cu obiective și strategii clare. Obiective și strategii clare. Insist pe aceste două puncte pentru că din discuțiile mele pe care le am cu oamenii, observ că majoritatea își dorește să aibă bani. Ce înseamnă lucrul ăsta? Pentru mine este un concept foarte abstract. Cristi, vreau mulți bani. Ok. Cât de mulți? Păi vreau să mă duc să-mi iau palate și așa mai departe. Păi este realizabil. Cât economisești pe lună? 500 de lei. Păi ce palat să-ți din 500 de lei? Da? Deci trebuie să avem obiective și strategii clare de investiții, astfel încât să reușim să ne îndeplinim obiectivul pe care ne-l setăm și obiectiv care să fie realist. De ce trebuie să fie realist? Pentru că trebuie să te ducă în siguranță din punctul A în punctul B, adică să te ducă din punctul în care ești astăzi, în punctul în care vrei să ajungi. Dar tu trebuie să știi foarte clar punctul în care ești astăzi și foarte clar punctul în care vrei să ajungi. Dacă nu ești realist cu aceste obiective, nu ai cum să le îndeplinești. Da? Deci puneți obiective realiste și folosește strategii clare de investiții care să te ajute să îndeplinești aceste obiective. Altfel, tratăm investițiile ca pe un joc de noroc. Și mie nu-mi plac jocurile de noroc. De ce? Pentru că la jocurile de noroc întotdeauna câștigă casa. În investiții întotdeauna trebuie să câștige investitorul.